Bănuiesc că și tu când erai copil, luai cărți de la... Am citit toată biblioteca, până la 12 ani am terminat-o și după aia făceam navetă la Târgu Jiu să mai caut cărți pe care nu le-am citit. Dom'le, noi am fost bolnavi de citit. Bine, era o formă, nu puteam să călătorim, nu se înțeleagă ăștia mai mici, da, știi? Da, da. Deci nu puteam să călătorim. Pașaportul, pe vremea aia, lumea nu știe. Se ținea la miliție. Tu nu ai avut pașaport, erai prea tânăr ca să mai... Și dacă eu eram invitat la un festival de poezie, făceam o cere, nu știu ce, și miliția ți-l elibera, dacă primeai aprobare. Stai. Da. În clipa în care te întorceai în străinătate, a doua zi trebuia să duci repede. Nu rămâneau la tine, știi? Și atunci am rămas șocat când am fost în Serbia, în Iugoslavia lui Tito, că sârbii toți aveau pașaportul la purtător. Mm-hmm. Plecau când doreau în Germania. La noi nu era așa. Dar pe de altă parte, asta vreau să spun. Era viața asta ascunsă, știi, pitulată așa, până în casele unor copii mai care aveau spațiu mai mare sau chiar și la școală, joia tineretului, sau da. Reuniune tovărășească. Nu era, da, suna urât reuniune tovărășească, dar... Luai fata în brațe și venea pedagogul cu mătura. Mai departe că luați pădochii, să nu ne strângem așa. La ora 10 se termina. Da. Trebuie să doarmă. Bine, s-a ajunsese... 75% cântece românești trebuie să fie. Da, da. S-a ajunsese că la 10 seara se închidea lumina în toată România. Dar nu eram fericiți pentru întuneric. Da, da, da. Aici e chestia, știi? Да.